Cu două zile înainte de meciul cu Astra Giurgiu, Leo Grozavo, antrenorul FC Botoșani, a declarat că are încredere în elevii lui și în capacitatea acestora de a face un joc bun, deși știe că va fi un meci foarte greu. Chiar dacă gazele și-au schimbat antrenorul, tehnicianul botoșanean a menționat că în Liga 1 niciun meci nu este dinainte câștigat. Oricum, indiferent de situație și dacă nu s-ar fi schimbat antrenorul, era clar că este o partidă dificilă, o echipă bună a campionatului, participantă în acest sezon în competiția europeană, chiar în grupul Europa, și pot să zic un jucător valoroși, dar asta înseamnă că ne vom duce acolo ca mirul la tăiere. Și Răzvan Tincu, fundașul central al echipei, speră la un rezultat pozitiv sâmbătă la Giurgiu și susține că atuul botoșănenilor ar putea fi organizarea foarte bună și atitudinea jucătorilor pe teren. Suntem încrezători că putem să scoatem un rezultat bun și la Astra, deoarece am demonstrat că putem juca fotbal, suntem o echipă bună, o echipă puternică și ne putem lupta de la egal la egal cu orice echipă din Liga 1. FC Botoșani va juca sâmbătă de la ora 20:30 împotriva celor de la Astra Giurgiu. Partida va avea loc în deplasare în cadrul etapei a 19-a din Liga 1.